Interviul săptămânii la RCIS FM. Dragi prieteni, bun găsit la Interviul săptămânii. Sunt Nicoleta Timaru. Vă mulțumesc că sunteți și astăzi alături de mine. Știți că de fiecare dată caut să vă aduc în față oameni care vă spun o poveste. Povestea de astăzi se rezumă, de fapt, la un mod aparte de a ajuta oamenii. Știți bine, când ne alegem un drum în viață, ne așteptăm să fie într-un fel anume. Părintele, invitatul de astăzi, și-a propus doar să ajute oamenii, indiferent sub ce formă va face acest lucru. Dar cum și de ce viața dânsului a luat astfel de întorsătură, ne povestește chiar dânsul, părintele Sescu Florin Petru. Bun venit în emisiune! Vă mulțumesc pentru invitație și salut pe toți cei care ne urmăresc. Părinte Florin, m-am întrebat înainte să începem această emisiune dacă v-ați închipuit vreodată că de fapt veți ajunge director executiv la Centrul Misionar Diecezan din Roman, nu? În această perioadă, numire pe care o aveți din 2012, iată, știu că vă ocupați cumva și de migranți, știu că vă ocupați și de acțiunea catolică, aveți mai multe sectoare de activitate, dar în principal aș vrea să începem cu zona aceasta, zona misiunilor, și vom vorbi bineînțeles și despre dificultățile pe care le întâmpină cei care pleacă în misiune, despre satisfacțiile pe care le au și multe alte subiecte. Dar vă spuneam la început de emisiune că îmi închipui că atunci când ați ales să fiți preot, mă gândesc că v-ați văzut cumva într-o parohie, înconjurat de tineri, de copii, bineînțeles, fiind un păstor al comunității. Și acum, iată, sunteți tot un păstor, dar un păstor global, așa, îmi închipui că e ceva la scară mai largă, pentru că gestionați tot ceea ce înseamnă activitatea misionară din zona diecezei noastre. Cum este această misiune pentru dumneavoastră? Dificilă. Chiar dacă au trecut aproape 10 ani de zile de când lucrez în cadrul Centrului Misionar Diecezan, pentru că nu avem întotdeauna siguranța lucrurilor care vor veni. Atâta timp cât te bazezi cumva pe bunătatea și generozitatea oamenilor, nu poți avea niciodată siguranța a ceea ce poți să faci pe viitor. Și dacă spun lucrul acesta, primul lucru care îmi vine în minte este în 2016, atunci când a fost și pandemia, sau mă rog, epidemia de Ebola, în jurul coasei de Fildeș, și părintele Gabriel Cimpoieșu, care era în momentul respectiv misionar în coasa de Fildeș, a fost rugat de familie să se întoarcă acasă. Iar noi nu aveam niciun bănuț ca să-l aducem acasă. Chiar dacă el apoi a spus că nu vrea să se întoarcă pentru că niciun păstor nu își părăsește oile, mai ales la greu, și a rămas în continuare, dar situația respectivă a fost pentru noi un semn mare de întrebare. Ce ne facem în momentul în care apare într-adevăr o situație de criză? Și bineînțeles, ușor, ușor am început să ne gândim și la acest aspect, dar spun că dificultatea cea mai mare este atunci când trimiți preoți și trebuie să-i susții și nu ai întotdeauna siguranța zilei de mâine. Și probabil aceasta este cea mai mare dificultate. În rest, a merge, a face animare misionară, a te întâlni cu oamenii, cred că este lucrul cel mai frumos, pentru că în momentul de față pot să spun că știu toate parohiile din dieceză, cunosc foarte mulți oameni și prin prisma activității pe care o desfășor, dar și, cum spuneați mai înainte, activitatea pe care am desfășurat-o în acțiunea catolică, apoi fie că e vorba de planul diecezan, fie că e vorba de planul național, dar am activat în acțiunea catolică și am cunoscut foarte multe persoane, iar a cunoaște oameni, a te întâlni cu oamenii, cred că este un lucru foarte plăcut. Ați menționat despre aceste dificultăți de a-i susține pe preoții care sunt plecați în afară, nu, în aceste misiuni. Mă gândesc totuși că până la a ajunge să ai pe cine să susții, trebuie de fapt să ai pe cine să trimiți, să fie acolo. Și vreau să vă întreb cât de dificil mai este pentru un preot al diecezei noastre sau un preot la modul general să-și asume o astfel de misiune, să-și lase confortul unei parohii în dieceza de Iași și să se ducă acolo unde, iată, poate apărea o epidemie, acolo unde vorbim despre bariere culturale, bariere lingvistice, bariere de tot felul, pentru că mă gândesc și în momentul ăsta n-aș putea să zic că îmi vine în minte un avantaj. Uite, du-te misionar în coasta de Fildeș pentru că ce? Pentru că îți va hrăni ție sufletul, că te vei simți bine. E vorba aceasta, e beneficiul spiritual, dar efectiv, palpabil, are vreun preot vreun beneficiu sau efectiv este un risc la care se supune? E o luptă în care se aruncă? N-aș spune că este într-adevăr un beneficiu care este palpabil și pe care poți să-l simți, pe care în momentul în care ți-ai angajat toată viața în a ajuta pe ceilalți și ai sluji pe ceilalți, ai și avantajele materiale.
poate chiar sunt multe dezavantaje materiale, fizice, pentru că ne gândim la preoții care au ajuns în Coasta de Fildeș sau în Kenya și poate o dată sau de mai multe ori au căpătat malarie, o boală care nu poate fi vindecată, ea rămâne, este doar monitorizată și trebuie să ai grijă cu sănătatea, cu odihna, somnul pe care trebuie să-l îndeplinești întotdeauna, oboseala care nu trebuie să se acumuleze. Spun, malaria se cumva doar se estompează, dar nu se vindecă niciodată. E ceva ce vei purta cu tine permanent. Și un preot care merge într-o misiune și își capătă o astfel de boală, noi ne gândim de ce face lucrul acesta. Eu recunosc, în momentul de față pot să spun că nu aș putea să fac așa ceva. Trebuie să o facem și cu umilință, nu putem să ne batem în piept și să spunem, da, sunt capabil să fac orice. Nu suntem de multe ori capabili să facem orice, iar cei care sunt plecați în misiuni își asumă și niște riscuri și mai ales își asumă să facă un lucru greu pentru cineva care are nevoie. Și tocmai de aceea trebuie să admirați, tocmai de aceea trebuie să susținuți, pentru că mulți dintre noi nu am reușit să facem ceea ce fac ei. Și atunci când ei au nevoie, trebuie să ne gândim, dar dacă aș fi eu acolo, aș putea să fac lucrul acesta? Nu. Atunci, dacă sunt aici, pot să ajut cel puțin ca el să-și desfășoare activitatea cât se poate de bine. Iar când merge acolo, noi de cele mai multe ne gândim, bine, dar e și-a asumat. În schimb, atunci când te gândești la un om plecat departe, sărac și care nu se poate susține singur, dacă noi nu ne implicăm, atunci cine se implică? Dacă 6 preoți din dieceza noastră nu merg să-i ajute pe cei din Kenya, din Coasta de Fildeș, din Panama, atunci cine? Pentru că de fiecare dată ne gândim că altul ar trebui să facă acest lucru. Mă gândesc în momentul de față, ce e simplu și îmi vine foarte repede în minte, este curățenia de peste tot. Ne plângem că este mizerie, că avem atât de multe gunoaie, dar în momentul în care în fața noastră avem ceva de ridicat, ne este foarte greu. Spunem, poate a aruncat altcineva și nu mi-asum eu responsabilitatea, nu, îl las acolo. Dacă noi nu începem să schimbăm lumea, dacă nu avem 1, 2, 3 oameni care își propun să facă ceva bun pentru ceilalți, chiar dacă asta înseamnă uneori un risc, îți înseamnă cumva să te pui în ipostaza aceasta de a-ți asuma niște riscuri, dacă nu se întâmplă lucrurile acestea, nu se va schimba lumea. Părinte Florin, de fapt, vreți să-mi spuneți că fiecare dintre noi contribuim la această misiune misionară? Eu prin faptul că poate susțin financiar sau încurajez sau mă alătur de mersurilor pe care le faceți, nu, la centrul misionar, pot contribui la această activitate misionară, deși nu merg în Coasta de Fildeș, deși nu mă supun unor riscuri. Este o muncă de echipă, de fapt? Cred că da. Aș merge mai întâi de la ideea în care acești tineri care sunt misionari, pentru că majoritatea sunt tineri, chiar și părintele Claudiu Iștoc nu are o vârstă atât de înaintată, sunt rodul diecezei noastre, a oamenilor care s-au rugat, a oamenilor care i-au format, pentru că fiecare pas pe care noi îl alegem în viață înseamnă un exemplu sau un îndemn pe care îl avem în spate. Iar ei sunt rodul rugăciunilor, îndemnurilor, să spunem, educației pe care au primit-o în dieceza noastră. Mai mult decât atât, putem să spunem că este un rod, dar să spunem că vrem să facem un lucru bun și îl facem singuri și nimeni nu ne spune, bravo, e bine ce ai făcut, felicitări, poți să mergi mai departe. Uite, nu pot să te ajut eu, dar totuși te susțin cu entuziasmul meu, cu bucuria mea, când te văd într-adevăr făcând atât de multe lucruri frumoase și atât de multe lucruri bune, chiar vreau să te încurajez. Și lucrul acesta cumva ne dă mai multă speranță și mai mult curaj să mergem mai departe. De-aia spun că avem nevoie de acest context în care să lucrăm și ne ajutăm unii pe alții. Dau un exemplu care îmi vine în minte în momentul de față, când am ajuns în Valea Mare și împreună cu copiii am început să strângem gunoaiele din localitate, la acel campus de vară. Și toată lumea spunea, felicitări, nu ne-am gândit niciodată că se poate face lucrul acesta. Și copiii erau extrem de încântați pentru că oamenii ieșeau la poartă și îi încurajau. Se bucurau că ei au reușit să facă ordine în sat.
Nu, cât de important este aportul celorlalți, de a te încuraja, chiar dacă poate nu reușesc să ofere mult, chiar dacă aportul meu, cum era o persoană, spunea, părinte, eu n-aș putea să susțin un copil timp de o lună de zile, timp de un an de zile, lună de lună, să ofer acel ajutor care este adopția la distanță. Și am zis, bine, dar dacă puteți două luni, s-ar putea să mai fie altă persoană în aceeași ipostază, care să nu poată decât două luni. Dar dacă sunt 10 persoane, sunt 6 persoane, deja este un copil care mănâncă un an de zile. A face puținul bine pe care reușim să-l facem este important, pentru că, într-un fel sau altul, binele se conectează. Și ne susținem unii pe alții în drumul acesta de a face binele. Aveți această funcție din 2012 și, așa cum ați zis și mai devreme, cunoașteți deja toate parohiile diecezei, sunteți într-un periplu continuu prin aceste parohii și le vorbiți despre misionari, despre misiuni, despre ceea ce se face la nivel diecezan. Credeți că, nu știu, credincioșii sunt tot mai conștienți de ceea ce se întâmplă pe acest plan? Adică îmi închipui că în 2012 era cumva o activitate mai la început, lumea nu știa, era nevoie poate de mai multe explicații, de un mai mare efort de a-i face conștienți. Acum deja aveți o experiență și oamenii știu, vă cunosc poate, în multe parohii sunteți deja la a doua, a treia sau a nu știu câta vizită. Suntem tot mai conștienți de activitatea misionară a diecezei noastre? Aș spune că da. Și cred că, într-un fel sau altul, oamenii s-au alăturat din ce în ce mai mult. Faptic vorbind, pentru că până la urmă ceea ce simte fiecare și modul în care gândește fiecare nu este ceva pe care noi să-l putem cuantifica. Dar atunci când vorbim de 36 de parohii din care a pornit cutiuța speranței și în momentul de față să ajungem la 150 de parohii, cifrele acestea ne vorbesc cumva de modul în care parohiile, preoții, persoanele din dieceza noastră au început să adopte cumva această idee a fi misionar împreună cu cei care sunt plecați. Și, bineînțeles, este dubla dimensiune, pentru că, pe de o parte, suntem misionari în Kenya, în Coasta de Fildeș și în Panama, în alte zone. Dar nu trebuie să uităm nici de latura cealaltă a activității misionare în interiorul diecezei noastre, pentru că fiecare dintre noi avem această datorie de a vorbi despre Hristos. Poate noi am înțeles-o până acum cumva în ideea de evangelizare, de a îndemna pe cineva să vină la biserică, de a ajuta pe cineva să se apropie de biserică cu un sfat bun, cu o vorbă, cu un îndemn. Iei pe cineva și duci la hram până la urmă și este un punct în care el se poate întâlni cu Dumnezeu. Lucrurile acestea sunt cumva parte din activitatea misionară a celor care, în dieceză, își trăiesc evangelizarea. Poate noi n-am știut că suntem misionari, dar a face lucrul acesta înseamnă să fii misionar la tine acasă. Iar dacă noi avem momentul de față preoți care sunt plecați, este pentru că acasă cineva mai merge la biserică. Și cu siguranță susținerea vine de acolo. Pe lângă preoți știu că sunt și tineri care pleacă în misiune în aceste țări și aș vrea să ne povestiți cum se naște această inițiativă în rândul lor și ce trebuie să facă un tânăr care și-ar dori să facă acest lucru? Cred că primul lucru pentru toată lumea este entuziasmul aventurii. Orice loc un străin... Un entuziasm inconștient, poate, pentru început? Da, de ce nu? Până la urmă, fiecare dintre noi, în momentul în care vrem să pășim într-un necunoscut, ne asumăm cumva un risc și suntem cumva, avem așa o mică nebunie. Vreau să merg să văd ce este acolo. Sigur, acești oameni au fost în anii trecuți, în momentul de față este destul de greu. Numărul tinerilor este din ce în ce mai mic, copiii sunt din ce în ce mai puțini. Nu mai există acea perioadă în care să ne propunem să renunțăm, de exemplu, 2 ani de zile. Era o perioadă în care ne gândeam 2 ani de zile ar trebui cineva care vrea să meargă în misiune și să fie susținut integral de Centrul Misionar Diecezan, trebuie să-și asume 2 ani de zile de activitate. Practic renunță la viața lui, 2 ani de zile, lasă deoparte tot ceea ce, carieră, familie sau ceea ce are aici, pleacă acolo unde îi dați această misiune și se dedică efectiv acelei misiuni, nu? Da, dar cine își mai asumă? Pentru că sunt 2 ani de zile și toată lumea în momentul de față încearcă să-și construiască un viitor, se gândește la un viitor. Am redus la un an de zile. Cei mai mulți doresc să meargă și să vadă. Cumva tot ce au auzit, tot ce au perceput despre activitatea misionară și despre misionari, să vadă și
cu ochii lor. Problema este că în momentul în care mergi pentru o lună, două luni de zile, trei luni de zile, aș spune că e mai mult un fel de turism decât a merge și a face ceva. Nu-ți asumi responsabilitatea de a te implica pentru comunitatea respectivă. Dar face parte din ea, pentru că dacă stai un an de zile, mă gândesc că ești deja parte a acelei comunități. Sigur, dar să ne gândim cât de mult poți să comunici cu cineva pe care nu-l cunoști. Exact. Mai întâi trebuie să cunoști persoana, să-i cunoști limbajul, să știi în ce cultură trăiește și ce anume vrei să-i transmiți. Și în momentul în care ai plecat pentru o lună de zile, nu e suficient timp să faci așa ceva. Sunt mulți tineri care își doresc să ajungă în Africa, garantat, dintre voluntari, nu mai spun, mulți și-ar dori. Încă nu am avut fondurile necesare, pentru că în momentul de față noi ne gândim cumva această activitate să o susținem acolo, local. Imaginați-vă ce ar însemna în momentul în care eu ofer 5.000 de euro pentru cadourile de Crăciun pentru copiii din Kenya, să iau de acolo 1.000 ca cineva să meargă să vadă cum e. Cum e. La împărțit. Da, e corect. Nu, în general am gândit mai mult la binele oamenilor decât la drumurile și vizitele noastre și cred că de multe ori în dorința noastră de a vedea am estompat această dorință de a merge în misiune și am zis cu banii ăștia am putea să mai facem acest proiect. De exemplu, de când sunt la Centrul Misionar Diocezan de 10 ani, am avut doar 6 vizite în misiuni și sunt la Centrul Misionar Diecezan. Exact, exact. Nu am fost, adică... Și bănuiesc că le-ați ales necesar. Foarte bine și ați fost foarte prudent în a face aceste vizite, astfel încât să nu... În 2012, atunci când am fost numit, după perioada aceea de pregătire a INTC-ului, pentru că atunci a fost perioada ce în care... Ce INTC-ul? Întâlnirea Națională a Tineretului Catolic. Așa. Și această întâlnire a avut loc la Iași. De fapt, am avut perioada în care am fost la Valea Mare ca vicar, apoi am fost la Onești și de la Onești am fost mutat la Iași în vederea întâlnirii naționale a Tineretului Catolic de la Iași și am lucrat împreună cu părintele Felix Roca și cu grupul de preoți. Foarte frumos a fost atunci și ne-am implicat, să spun, într-un mod extraordinar. La finalul acelei perioade a fost INTC-ul și așteptam și eu să văd ce numire voi avea. Și mă întâlneam cu preasfințitul Aurel, acum înalt preasfințitul Aurel, și îmi spunea, în ce parohie crezi că ai să fii? Unde ai să ajungi? Și de fiecare dată ziceam, nu știu, preasfințitul, dumneavoastră știți, eu dar vă gândeați la o parohie, efectiv. Clar, clar adică că mă gândeam. Adică nu v-ați gândit că ar fi un alt gen de misiune decât o parohie. Da, acolo mă gândeam. Și până la urmă, într-o zi m-am întâlnit cu preasfințitul și spune, ai văzut unde ești? Și nu știu, pe ce am trimis scrisoarea. Și zic, bine, nu puteți să-mi spuneți până la urmă, ne întâlnim, suntem în fața mea. Duce, mergi acasă și ai să vezi, nu spun nimic. Și am ajuns acasă și am văzut că sunt numit la Centrul Misionar Diocezan. Pentru mine a fost o mare surpriză pentru că nu aveam prea multe legături cu această, doar activitatea pe care am desfășurat-o cu copiii și tinerii din Valea Mare, Colindul pentru Africa, pentru prima dată, a avut loc în Valea Mare. După care a fost și în Onești. A fost preluat și în alte da. Parohii. Că știu că și acum sunt alte parohii. Sigur, care este fac Baraț, da. Galbeni și așa mai departe. Sunt mai multe parohii. Luncaș. Sper să nu fiu omis pe nimeni, că de obicei când ești în public e mai greu. Care, și toți cei toți care ceilalți. Fac această activitate. Spun că în momentul în care am ajuns la Centrul Misionar Diecezan, nu știam mare lucru. În schimb, când am ajuns, m-am gândit ce am așteptat eu atunci când am fost în parohie. Așteptam cumva să cunosc realitatea și am primit un îndemn să merg în Africa pentru că dacă nu merg, nu știu ce să vorbesc. Exact. Și în noiembrie, cu doi dintre seminariștii care făceau experiența misionară, am plecat în Coasta de Fildeș. Prima impresie a fost aceea, m-am speriat pur și simplu. Imaginați-vă, intri într-o țară străină și vezi oameni și în timpul nopții, vezi oameni de altă culoare, nu știi să vorbești limba lor, nici măcar limba franceză, chiar dacă înțeleg, chiar dacă, dar nu mă pricep. Și în momentul respectiv am rămas așa, puțin blocat. S-au deschis ușile de la aeroport și când a intrat valul de căldură din afara aeroportului, am transpirat instantaneu. Și am zis, unde am ajuns, sper să rezist până la capăt.
Am pornit cu mașina împreună cu părintele Gabriel și am prins de la aeroport până în locul în care dormeam, nu cred că erau mai mult de 4-5 km, dar am avut 7 filtre de armată. Foarte agitați, în general, soldații din coasta de filtre sunt foarte agitați, fac multă gălăgie și imaginați-vă senzația pe care eu am avut-o în momentul în care am ajuns acolo, pentru prima dată în Africa, noapte, întuneric, multă gălăgie, oameni care aveau arme în mână și îmi spuneam, sper totuși să rezist și sper totuși să mă întorc, să mă întorc acasă. Oricum, pentru că nu e... Cred că a fost o decizie extrem de bună. Îmi închipui că tot ceea ce v-ați propus după această vizită s-a bazat pe ceea ce ați văzut în teren. Nu poți lua decizii, nu poți adopta strategii fără a cunoaște de fapt realitatea. Și în același timp nu poți să spui oamenilor nimic dacă nu știi și nu ai fost. Poți să auzi, poți să citești, poți să te informezi, dar niciodată nu poți vorbi pe deplin și cu suflet dacă nu ai fost acolo. Fără trăirea personală. Și cred că a fost pentru prima dată în acea experiență din Africa în care mi-am zis, știți, ca orice om care este în România, se gândește ce lucruri bune ar fi în România dacă s-ar schimba, de exemplu, politica, dacă s-ar schimba economia, dacă am face lucrurile respective. Uite cum este în Occident și cum este la noi. Și eram și eu cumva foarte intrigat așa de ce România nu merge bine și mă plângeam de fiecare dată. Până am ajuns acolo. Când am ajuns în Africa, ce bine e la noi. Am zis, e bine, eu trăiesc foarte bine, ar trebui să-i mulțumesc lui Dumnezeu mai des pentru viața pe care o am, pentru că am un acoperiș, am unde să mă așez, am unde să dorm, am ce să mănânc și mai ales am apă de băut. Lucru pe care de cele mai multe ori oamenii de acolo nu-l au. Și avem de foarte multe ori ochii ațintiți mai mult spre cei care o duc mai bine. Și uităm să privim și la cei care o duc mai puțin bine decât noi. În momentul acela m-am oprit din a mă plânge. Și mi-am spus, ceea ce noi trebuie să facem este să nu ne mai plângem, ci să ne suflecăm și să facem mai mult. Gândirea colectivă e că merităm aceste lucruri, că sunt ale noastre, că avem dreptul la un pahar cu apă, că avem dreptul la un pat pe care ne întindem și la un acoperiș deasupra capului. Deși nu e așa, pentru că și acei oameni au aceleași drepturi, dar iată că nu au parte de aceste condiții minimale până la urmă pentru existență. Și de aceea misiunea preoților care pleacă acolo este cu atât mai nobilă și cu atât mai mult de demn de apreciat. Și mă mir totuși, vă spun sincer, că sunt încă oameni care își asumă acest lucru, să meargă acolo, să trăiască ceea ce ne-ați povestit mai înainte și mai ales să schimbe ceva. Dar vreau să trecem puțin și către acei oameni și către percepția pe care o au ei atunci când vine un preot cu, nu știu, obișnuit într-un anume fel și începe să le vorbească despre niște lucruri și să le schimbe total orizontul. Și vă povestesc o discuție pe care am avut-o la un moment dat cu cineva, un credincios de altfel, un credincios de-al nostru care a zis așa, de ce ne ducem noi la ei să le impunem reguli și să le vorbim despre niște limitări, despre anumite lucruri, când ei sunt fericiți și ei își văd de viața lor și nu fac niciun rău nimănui. De ce, părinte? De ce mergem la ei să le povestim despre aceste reguli? Pentru că sunt reguli, nu lăsate de cel de sus, scrise în Biblie, sunt limitări în viața noastră de zi cu zi, care fac dintr-un om creștin sau necreștin. Aș spune că există într-adevăr riscul acesta și de multe ori este și o greșeală pe care noi o facem atunci când avem impresia că doar noi știm lucrurile, doar noi avem adevărul, doar noi suntem cei corecți, doar noi putem să impunem, da, un parcurs corect în viață. Aici este cea mai mare greșeală. În schimb, noi nu mergem să facem lucrul acesta sau ceea ce biserica își propune nu este a impune o regulă, este a oferi o șansă la mântuire. Pentru că dacă nu înțelegi un lucru acesta, e adevărat că putem să criticăm totdeauna. De multe ori le spuneam și tinerilor de la Valea Mare, de la Onești, tinerii pe care îi întâlneam, dacă vreodată voi face o greșeală, să vă gândiți că este greșeala mea și nu a lui Dumnezeu.
Pentru că noi, ca oameni, putem să greșim. Fiecare dintre noi putem să greșim la un moment dat. Chiar și ca preoți putem să luăm decizii greșite. La un moment dat putem să avem o alegere care să nu fie conformă cu voința lui Dumnezeu. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu și-a dorit lucrul acesta. Întotdeauna, atunci când ne raportăm la Dumnezeu, la evangelizare, ne raportăm întotdeauna la ceea ce Dumnezeu și-a dorit pentru oameni, mântuirea. Și de aici plecăm. Dacă noi ne propunem ca oamenii să trăiască într-un anumit fel, dacă încercăm să ne impunem noi ca la poadele noastre, atunci greșim. De fapt, invitația lui Hristos este aceea: aș vrea să te mântuiești. Poate nu o să reușești să înțelegi astăzi, mâine sau poi mâine, dar ai o viață întreagă în care să înțelegi că eu asta îmi doresc de la tine. Și între în noi, în interiorul nostru, așa cum spune și Papa Francisc de foarte multe ori, există o limită, o graniță atât de subțire între bine și rău, între ceea ce îmi doresc și ceea ce ar trebui să fac. Lucru care rămâne cumva în libertatea noastră. Dumnezeu n-a venit niciodată să ne impună ceva. Acest lucru trebuie să-l facem și noi ca misionari. Nu mergem să impunem un lucru, mergem să propunem un lucru. Și acest lucru este ca fiecare dintre noi să ajungem să ne întâlnim cu Dumnezeu. Cum este percepută această propunere de către acei oameni? Aș spune că, în general, propunerea este foarte bine primită, dacă vorbim de numărul mare de oameni care vin la misiune. Și asta și pentru exemplul pe care îl dau misionarii. Imaginați-vă dacă ar veni cineva și v-ar ajuta. Tot timpul v-ar ajuta. Și vă propune la un moment dat: uite, aș vrea să facem un lucru bun, vreți să mă ajutați? Știind că persoana aceea întotdeauna a avut un exemplu bun, că a renunțat la munte doar ca să stea alături de tine, în momentul respectiv îl urmezi. Și lucrul acesta cred că l-am înțeles cel mai bine când am lucrat la copiii străzii, în perioada anului pastoral. 9 luni de zile am fost la Ploiești, la Concordia, orașul copiilor, împreună cu copiii străzii. Și acolo am învățat ce înseamnă să te dedici cuiva, să lași din timpul tău, să rupi din ceea ce trăiești pentru altul. Acei copii care veneau de pe stradă, părinții nu-i mai acceptau, foarte mulți aveau traume pe care eu nici măcar vreodată în viață le-aș fi gândit. Veneam cumva dintr-un spațiu catolic în care toate lucrurile se cunoșteau, lumea se cunoștea și de obicei nu se întâmplau lucruri grave. Pentru că, într-un fel sau altul, intervenea. Dacă nu o rudă, cel puțin un vecin te atenționa, ai grijă, nu este bine ceea ce faci. Când am ajuns să văd lumea la o amploare mult mai mare, mergând cumva în sudul țării, într-o altă realitate, m-am trezit cu niște traume inimaginabile. Ei, și acei oameni aveau nevoie de îndrumare și de ajutor. În momentul în care un copil, și toți suntem niște copii mai mari, exact, când omul înțelege că într-adevăr vrei să faci ceva bun împreună cu el și te dedici pentru lucrul acesta, este imposibil să nu-ți răspundă. Iar lucrul ăsta se întâmplă cu misionari. Ei au plecat de aici. Este ceea ce mi-au mărturisit oamenii de acolo. Că îi respectă pe preoții misionari pentru că își dau seama că ei au plecat de la civilizație, dintr-o altă realitate. Dintr-un confort. Și merg să stea împreună cu ei. Să trăiască împreună cu ei, să muncească împreună cu ei, să găsească această cale a mântuirii. Să le arate de fapt că viața poate fi și altfel și poate oferi și altceva. Nu cred că există satisfacție și mulțumire mai mare, pentru că iată, am început această emisiune întrebându-ne ce l-ar face pe un preot să renunțe la o viață aici pentru acest lucru. Poate fi oare o fericire mai mare decât, nu știu, să te îmbrățișeze un omuleț în același să zică mulțumesc? În orice limbă o spune, cred că ochii poți spune mai mult decât orice. Aș spune că asta trebuie să o spună cel care o simte. Pentru că așa cum orice mamă și orice tată se bucură atunci când copiii, rudele vin și îmbrățișează sau îi încurajează, e sentimentul acela care nu se valorifică. Doar îl simți. Este ceva care este în interiorul tău, dar nu îl poți exprima în cuvinte. E o trăire, pur și simplu. Același lucru se întâmplă și cu misionarii. Un copil te îmbrățișează sau sunt copiii care alargă după mașină atunci când părăsești localitatea și strigă mon père, mon père, sau
trăirea aceea este extraordinară și nu se poate exprima în cuvinte. Trebuie să mergi să o trăiești, altfel nu. Pe de altă parte, aceasta e partea bună, să zicem, a misiunii lor, dar sunt convinsă că vi se întâmplă deseori să fiți contactat de preoții care sunt plecați și să vă spună și lucruri poate mai puțin plăcute, anumite impasuri de care au parte, și mă întreb de unde și ce cuvinte găsiți ca să-i încurajați. Pentru că sunteți nucleul, până la urmă, cel care trebuie să îi încurajeze și să le dea mereu motivația de a continua. Nu vreau să spun că sunt eu cel care îi încurajez. Eu cred că au mai mult curaj decât mine. Ceea ce pot să spun este că, da, stau, îi ascult, eventual îi îndemn, dacă am vreo idee sau ceva să le comunic, o fac cu mare drag, dar n-aș putea spune și nici nu este corect să spun că eu îi încurajez. Poate de multe ori ei mă încurajează, pentru că noi cumva suntem într-un iureș al activității zilnice și nu mai știm să ne bucurăm de lucrurile simple. E adevărat că ei sunt în impas și de cele mai multe ori sunt în impasul umanitar. Nu mai am ce să ofer copiilor sau nu mai am ce să ofer oamenilor săraci sau este secetă, nu mai avem apă, ce să facem? Dar în același timp ei se bucură de cele mai multe ori pentru că au lucruri simple, iar noi uităm să ne bucurăm de lucrurile simple. De o simplă seară în care eu stăteam și mă gândeam în Kenya, de exemplu, în Maikona, pe bancă, privind stelele cerului, stăteam și mă gândeam, de când nu am mai stat să mă uit la stele? Fără să ascult nimic, fără să urmăresc nimic. Fără să vă grăbiți, fără să... Pur și simplu să stai și să privești cerul. Să admiri stelele și să te gândești ce frumoasă este lumea aceasta creată de Dumnezeu. De cele mai multe ori ne înconjurăm de tehnică și de agitație și uităm să ne lăsăm acest timp liber. În momentele de cumpănă, pentru ei, cred că mai mult decât încurajarea mea, și la asta la modul cel mai sincer, cred că este încurajarea oamenilor. Nu vă imaginați cât de mult țin oamenii de acolo la preoții noștri. Și când este un moment dificil, ei sunt primii care sar. Pot să povestesc, nu dau nici loc, nici nume și nici alt cadru, doar spun atât că la un moment dat a fost o amenințare față de niște preoți. Înainte de a ajunge poliția, oamenii erau deja în jurul preotului. Pentru a-l proteja. Da. M-aș bucura atât de mult ca, așa cum acei oameni țin la preoții noștri, să ținem și noi la ei, chiar dacă sunt la distanță. Și cred că aici e cumva ceea ce încercați dumneavoastră și vă zbateți să faceți pe plan local, să-i apreciem și noi și să-i susținem cam așa cum sunt ei apreciați acolo. Și mie mi-ar plăcea mai mult cumva să ținem toți unii la alții. E ideal. Cred că dincolo de dorințele pe care le avem sau, mă rog, ne propunem noi ca cineva să țină la cineva, eu cred că noi trebuie să ne dorim ca toți să ținem unii la alții. Și dacă vrem într-adevăr o unitate, unitatea se face în momentul în care acceptăm că nu suntem la fel. Nu avem. Am vorbit despre misiuni, dar aș vrea să atingem cumva foarte rapid și zona de migranți. Știu că aveți și aici o responsabilitate și mi se pare cumva că se îmbină foarte bine. Iată, vă ocupați de cei care sunt plecați în misiune, dar în același timp vă ocupați și de migranți. Cât de mult vă ajută cele două misiuni puse cumva la un loc? Dacă e să vorbim cât de mult mă ajută să nu am timp. Nu spuneți că vă încurcă. Să nu am timp. E dificil. E dificil de gestionat toate aceste lucruri. În primul rând pentru că noi avem doar 24 de ore. Oricât ne-am dorit să facem, oricât ne-am dorit să extindem activitatea noastră, rămânem la acele 24 de ore pe care Dumnezeu ni le-a dat și în care Dumnezeu spune, fă ceea ce poți. Nu mi-am dorit această responsabilitate atunci când am fost numit de preasfințitul Gergel. I-am spus, așa, susținut că nu îmi doresc această funcție și dacă poate să găsească pe cineva, aș fi foarte bucuros, pentru că, în general, sunt foarte multe activități. Atunci eram și cu Acțiunea Catolică, aveam multe alte lucruri și am zis că nu mai rezist. Și mi-a zis, bine, te duci acasă, noi ne mai gândim și, bineînțeles, că a venit numirea.
Eu recunosc că în momentul în care am luat această responsabilitate a migranților, nu aveam o părere foarte bună despre acest fenomen al migrației. Pentru că e, să spunem, optica obișnuită pe care noi avem să ne gândim și să-i vedem pe ceilalți care intră în spațiul nostru propriu și privat ca fiind o amenințare. Și n-am făcut nici eu, să spun, nu am fost o excepție de la regulă. Cumva vedeam și eu acest fenomen al migrației ca o amenințare față de noi toți. Dar intrând, poate că Dumnezeu cumva a vrut să spună, știi, ia uite-te puțin mai bine și vezi ce e acolo, că s-ar putea să nu, lucrurilor. Să nu ai dreptate. Și mi-am dat seama că, de fapt, noi ceea ce vedem este doar vârful icebergului. Și de cele mai multe ori vedem ceea ce media ne oferă. Oameni care fac rele, oameni care aduc instabilitate în urma lor, oameni care devin o amenințare pentru noi, dar nu îi vedem pe oamenii aceia care merg să lucreze, oameni care devin o resursă, oameni care devin o susținere pentru o comunitate îmbătrânită, oameni care, într-un fel sau altul, sunt un suport pentru o societate. Și în momentul acela am revăzut cumva toată această activitate a oamenilor care sunt plecați, de exemplu, în Italia, în Spania, în Anglia, în Germania, Franța și așa mai departe, Belgia, Danemarca și nu cred că este vreo țară în care să nu avem să nu fie ajuns cineva. Am revizuit cumva această idee și m-am gândit cât de mulți români nu sunt plecați și care au fost blamați, arătați cu degetul, de care efectiv societatea în general, care ar fi trebuit să-i primească, au râs de ei, dar în același timp acești oameni au devenit o resursă pentru acea societate. Oameni care s-au integrat atât de frumos. Stăteam și mă gândeam cât de mulți oameni cunosc eu între cei care sunt apropiați și sunt o amenințare pentru ceilalți. Nu sunt. Și aproape toți din România avem, dacă nu o rudă apropiată din familie, cel puțin un prieten sau o cunoștință o avem în străinătate. Ca să nu zic că avem mai multe. Dar cel puțin o persoană este. Și când stai și te gândești, totuși oamenii aceștia au devenit o amenințare pentru ceilalți, nu. Despre asta este vorba în migrație. Că oamenii, într-un fel sau altul, din diferite motive, care sunt personale sau impersonale, că dacă e personal, îmi doresc un viitor mai bun pentru mine sau pentru copiii mei, îmi doresc o șansă la viață mai bună pentru cei care vin după mine. Dacă vorbim de interese în afara mea, putem să vorbim de amenințările care vin, refugiații, nu? Care fug din calea războiului, din cauza secetei, din cauza lipsei de mâncare și așa mai departe, să ne gândim în Siria, acel exod extraordinar, oamenii aceia pleacă nu pentru că nu și-ar dori să rămână acasă, ci pentru că efectiv nu își mai găsesc acasă acolo unde sunt. Cineva l-a tulburat de fapt acasă. Da, și își doresc să găsească acasă în altă parte. Și nu își doresc să fie o amenințare. Doar că riscul este în momentul în care noi nu reușim să percepem și să ne schimbăm optica, noi să-i vedem o amenințare și ei într-adevăr să devină o amenințare. Pentru că orice privire dușmănoasă aduce după sine o altă privire dușmănoasă. Și încetul cu încetul se formează, să spunem, grupuri, acestea prietenii mei devin dușmanii dușmanului meu și prietenii lui devin dușmanii mei. Ceva de genul. E, în migrație, practic, asta ne străduim. Noi, ca și biserică, în momentul de față și ca oficiu, nu avem foarte multe activități, nu avem lucruri extraordinare pe care să le facem, nici pentru că nu dispunem de fonduri, nu dispunem de o structură, să spunem, umanitară, dar cel puțin ne dorim ca oamenii să înțeleagă. Cei mai mulți, 95% aproape din oamenii care migrează, sunt oameni care își doresc un bine pentru ei și pentru societatea în care pășesc. Părinte, sunt convinsă că cei care se uită acum la noi, dar și cei, nu știu, din comunitățile unde ați activat, cei care vă cunosc, vă privesc cu admirație. Dar ceea ce sunteți astăzi se datorează unui drum, unui parcurs, nu ușor, cu siguranță, în viața dumneavoastră ca și în viața fiecăruia au fost urcușuri și coborâșuri. Cine sunt cei care v-au susținut întotdeauna în tot ceea ce ați făcut? Pentru că sunt convinsă că nu puține au fost momentele în care ați cam zis, Doamne, Doamne, parcă nu mai pot.
Mă gândeam că vine o întrebare de genul ăsta în cadrul emisiunii. Nu se putea să scap așa, fără lucruri. Oricum, ați ajuns spre finalul emisiunii povestindu-mi de misiuni, dar așa simt că va fi nevoie de o a doua ediție, pentru că au rămas foarte multe subiecte neacoperite. Nu știu dacă cuvântul cel mai bun este admirație, pentru că, până la urmă, fiecare dintre noi avem defectele noastre și ar trebui să ne le asumăm și să spunem, nu suntem perfecți. Și mai avem încă multe, apropo de Vameș și Farizeu, care încă mai avem multe de făcut. Și din păcate, mai trec ani și ne dăm seama că n-am făcut suficient și parcă trăim așa cu un fel de regret, că poate la un moment dat puteam să facem mai mult și n-am făcut. Cei care m-au ajutat sunt foarte mulți. Adică, dacă ar trebui să fac, pentru eu chiar mă gândeam, dacă ar trebui să fac o listă a celor care m-au ajutat în viața mea, ar fi destul de lungă. Și poate ei ar merita mai mult admirație decât oricine, pentru că suntem rezultatul unui parcurs istoric. În primul rând ne gândim la familie, în cei care ne-au crescut, ne-au educat, care ne-au învățat și să trăim frumos. Lucrul ăsta nu se învață nicăieri în altă parte decât în familie. Și sunteți un norocos și vă rog să vă păstrați ideea, pentru că vă întrerup, că v-ați născut la Săbăoane, o comunitate atât de frumoasă. Acolo, pe lângă familia pe care ați avut-o, iată, ați fost 6 copii la părinți, o familie creștină, catolică, practicantă, ați avut și familia lărgită, pentru că eu așa privesc Săbăoanul și mulți mi-au zis că e o familie largă, o familie mare, o familie primitoare și iubitoare. Și sunteți un norocos și din acest punct de vedere. Da. Și aș spune că întotdeauna mi-a plăcut acest lucru, nu mi-a plăcut să individualizăm. Eu aș vrea să cred și cred cu tărie că sunt multe comunități care se aseamănă cu Săbăoaneul. Cu siguranță, clar. Sunt mândru că sunt din Săbăoane, dar aș vrea să cred că comunitățile noastre își doresc într-adevăr să fie comunități bune. Și că nu putem să individualizăm doar anumite localități. Din nou spun, sunt mândru că sunt din Săbăoane, dar cred și cu tărie că sunt multe localități în care comunitățile, oamenii sunt buni și se ajută unul pe celălalt. Iar tocmai pentru că se ajută și trăiesc împreună, avem bisericile cum le avem în momentul de față. Ceea ce, paranteză, apropo de paranteze, că introducem și paranteze în discuțiile noastre, este riscul actual. Ca să nu ne mai regăsim ca și comunitate. Fiecare își vede de treaba lui, fiecare este pe linia lui și să nu ne mai găsim numitorul comun. Iar o comunitate se leagă întotdeauna pe o istorie trăită împreună. În ceea ce privește acest parcurs și cei care sunt, să zicem într-un fel sau altul, oamenii care m-au modelat și care m-au ajutat, spuneam în primul rând este familia, fie că vorbim de mama, tata, care întotdeauna au fost alături, fie că vorbesc de frați, de sora mea, de frații mei, care nu a existat moment în care să spun că am nevoie și să nu fi sărit. Întotdeauna disponibil și întotdeauna atenți și la discuții, pentru că nu ne imaginăm cât de mult contează ca cineva într-un moment de să spunem, de cumpănă, de abatere, de pierderea curajului, să vină și să te încurajeze, dar cel puțin să te asculte. Apoi pot să continui cu cei care au fost cumva prieteni de-a lungul vieții, pentru că vrem sau nu vrem, și prietenii ne modelează. Oamenii pe care îi avem apropiați, fie că vorbim de școală, fie că vorbim de liceu, apoi de facultate. Da, preoții din parohie care ne-au ajutat, apoi este prelatul Albert Hollenstein, care la un moment dat mi-a insuflat această încredere și mi-a fost întotdeauna alături atunci când am avut nevoie și de multe ori am vorbit cu dânsul deschis. Bineînțeles, urmează Preasfințitul Gherghel, care întotdeauna a fost atent, apoi Preasfințitul Aurel, ori de câte ori a fost nevoie și mai ales în ultimii ani când a fost la Centrul Misionar Diecezan, ori de câte ori l-am sunat, întotdeauna a stat, m-a ascultat,
chiar dacă nu putea să facă mare lucru, dar cel puțin a fost disponibil și e un mare dar a fi disponibil. Apoi preasfințitul Iosif, pe care l-am întâlnit și ca paroh și acum ca păstor și căruia îi mulțumesc pentru ajutorul și sprijinul, încrederea pe care a acordat-o de fiecare dată. Pe preasfințitul Petru Sescu, la fel îl cunosc și ne-am intersectat chiar și înainte de a fi. Apoi sunt cei care au fost întotdeauna la Centrul Misionar Diecezan, mă gândesc la echipa care formează Centrul Misionar Diecezan, de fapt sunt doar două persoane, eu și o persoană, Ana, care întotdeauna a activat și a lucrat tot ce a fost nevoie, pentru că în momentul de față, dacă vorbim de un spital care a fost construit în Coasta de Fildeș, de proiectele acestea, a fost nevoie de o muncă titanică din spatele centrului și apoi cu voluntari. Și am fost tot timpul doar două persoane care am făcut lucrul acesta. Da, și cu siguranță am zis că este o întrebare grea. E lungă. Mă gândeam acum că mi-a zis la începutul emisiunii că v-ați propus de fapt ca în viața aceasta și pe drumul ales să-i ajutați pe oameni. Nu știu dacă realizați, dar în această emisiune, de obicei, vorbesc cu invitatul meu despre propria persoană, despre propriul parcurs. Cu Sfinția voastră nu prea am făcut lucrul acesta, ci am vorbit despre alții. Deci, felicitări, cred că cumva i-ați ajutat pe alții și în emisiunea asta. Ați vorbit despre activitatea misionară și vreau să vă rog pe final de emisiune să le spuneți celor care ne urmăresc și poate vor să facă ceva pentru cineva și vor să ajute. Unde să se adreseze și ce pot face ei astfel încât să contribuie la activitatea misionară? Eu am să spun ceea ce am spus întotdeauna, inclusiv în bisericile pe care le-am vizitat. Dacă am omis vreodată, mea culpa, nu. Dar în general am spus lucrurile acesta și îl repet. Binele nu se face doar la Centrul Misionar Diecezan. Chiar dacă noi putem să ajutăm pe cei care sunt în Africa și ne propunem și avem proiecte, dar scopul nostru nu este să facem binele la Centrul Misionar Diecezan. Scopul nostru în viață este să creăm o lume mai frumoasă și mai bună. Dacă ai un om lângă tine, o familie, nu cel care vine și îți întinde mâna, pentru că vorbesc din propria experiență, copiii care stau la marginea străzii și întind mâna, acei copii, noi îi ținem acolo. Cu cât le oferim mai mult, și vă spun sincer că am fost și am luat copii de pe stradă, în perioada în care am lucrat la copiii străzii, e o poveste întreagă și am învățat foarte multe de la acești copii, cumva uman, au fost o lecție extraordinară. Noi îi ținem acolo dacă vom continua să oferim bani celor care sunt la colțul străzii. Nu, mergi, ajută o familie care este săracă, are o casă, nu știu, dărăpânată. Mergi, repare-i gardul, repare-i acoperișul, fă ceva pentru persoana respectivă. Cunoști un orfelinat care poate nu mai are ceva de mâncare, mergi. Cunoști un azil de bătrâni, du-te și ajută. Cunoști o altă instituție care se implică în a ajuta, du-te și fă lucrul ăsta. I-am spus, prefer uneori și poate pare ciudat și știu, de multe ori când ascult și eu că spun, pare ciudat, dar prefer să trăiesc într-o lume care, la Centrul Misionar Diecezan, fără să-mi termin proiectele, dar să știu că lumea devine mai bună. Eu cred că ăsta este lucrul cel mai important. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Deja vă lansez invitația pentru o nouă ediție în curând, sper, pentru că mai sunt multe de vorbit cu Sfinția voastră și vă doresc succes și spor la treabă, bineînțeles. Mulțumesc mult și le doresc tuturor celor care ne ascultă mult succes și să aibă curajul să schimbe puțin, câte puțin. Mulțumim, dragi prieteni, nu uitați, nimeni nu este atât de sărac încât să nu aibă ceva de oferit. Începeți chiar acum, dăruiți și fiți misionari. Acasă la dumneavoastră, în scara dumneavoastră, în societatea în care trăiți. Haideți să fim mai buni. Vă mulțumesc! Interviul săptămânii la RCIS FM.